Bun găsit, dragi telespectatori! Chiar mă uitam înainte de a intra pe post că avem culoarea reprezentativă, una dintre ele, culoarea mierii. Ce avem noi aici? Festivalul Apicol Târgu Jiu. Miere, da? Iar invitatul meu în seara asta este domnul Constantin Bodescu, organizatorul festivalului, prima ediție a Festivalului Apicol la Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag, spun eu, ca să nu uităm, suntem parteneri media Șensa TV și săptămânalul Vertical pe care îl păstorim de asemenea ca și în televiziunea Șensa TV. Și am gândit, domnule Bodescu, că e un domeniu, apicultura, care se pliază pe stilul nostru de tradiție, de bio, de natural, de obiceiuri, de agricultură, de sat, de da. Țară. Da, toată lumea zicea de ce în sat TV. Uite așa, dar poți să zici da. În sat TV, nu? Și atunci chiar se potrivește foarte bine acest festival pe care îl organizați și aș vrea să încep prin a vă întreba, pentru că nu sunteți o persoană publică, telespectatorii nu vă știu poate în mare parte și atunci aș vrea să vă întreb pentru ei, eu știu deja, de unde sunteți? Cum de-ați ajuns să organizați așa ceva, un festival apicol în Târgu Jiu? Și ce antecedente mai aveți în domeniu? Da, eu sunt, sau mai bine zis, locuiesc în Târgu Jiu. Am absolvit aici liceul. Până la liceu am crescut și deloc băștina, sunt gorjean, sunt de la Alimpești. De la colegul nostru, Leo? De la colegul noastră, din sate diferite, numai eu sunt un pic mai la munte, mai spre Polovraci, la Ciuperceni de Olteț, acolo sunt părinții mei. Care cu siguranță ne văd, ne facem cu mâna. Să sperăm. Dacă vorba lui Leo a apucat să închidă păsările, animalele. Ei, acum deja a început să crească ziua și e posibil să încă să mai fie pe afară la ora aceasta. Ne văd în reluare la ora 9, vă garantez eu. Da, dimineața. De seară. Ah, și de seară. Credeam la 9 și dimineața. Și mâine la 12. Dacă nu sunt iar la treabă. Da. Ce să zic, legat acum de apicultură, există în familie, să zic așa, o tradiție la modul de a crește albine, să zic, de a practica apicultura pentru consum propriu, în mod deosebit. Deci bunicul meu, tatăl meu au avut tot timpul câțiva stupe pe lângă casă, să zic așa, de unde ne asiguram consumul propriu. Eu am preluat din mers de la taică meu, de la fratele meu, care și el la un moment dat a cochetat cu pasiunea aceasta, să zicem, cu această îndelănicire nobilă. Mă rog, din motive profesionale nu mai și datorită vieții nu mai este în zonă, a trebuit să plece la Timișoara și acolo a pierdut un pic legătura cu activitatea. Și am preluat eu, să zic așa, sarcina de a duce mai departe tradiția în familie. Sunt, să zic așa, de mai începător, de scurt timp, de câțiva ani, mă ocup cu această îndelenicire. Nu am un număr foarte mare de stupi, încet cam încet câți? Doresc să-i mulțesc, dar nu pentru a face o afacere neapărat din acest din această activitate. În momentul de față, undeva la 10 familii. Și am înțeles. Mai mult de 20, să zic așa, 30 maxim, nu am de gând, pentru că nu privesc, în primul rând, ca o afacere această activitate, ci ca o pasiune, ca o modalitate de relaxare și, mai important, ca o sursă de sănătate. Deci, practic, de miere naturală. Asigurând consumul propriu al familiei, cu produse apicole, nu numai cu miere, cu toate produsele apicole, este mare lucru pentru sănătatea noastră. Am să precizez pentru telespectatori, este și afișat număr de SMS 0766314582, număr de telefon în direct 0353568913. Dacă doriți informații, amănunte despre festivalul apicol de la Târgu Jiu,
vreți să mai vă înscrieți cumva sau vreți să colaborați cu organizatorii, vreți să veniți să cumpărați miere și, sau alte produse și vreți să știți ce anume găsiți la târg, deci este deschis telefonul pentru dumneavoastră, să nu dați dedicații că începe de la ora 7, da, vă rog frumos. Gică vă așteaptă probabil cu Betty, că nu l-am întrebat dacă vine cu ea, cu Betty mi confirmă regia, vin la ora 7, da, deci fără dedicații până la ora 7, vă rog frumos, da? Să continuăm. Bun. Vreau să rog regia să ne pregătească un material, pentru că nu sunteți la prima organizare de târg apicol. Da, deci dacă este pregătit, o să rog regia să dea drumul la material. Da. Este un târg apicol pe care deja l-ați organizat anul ăsta, nu? La Craiova. Da, în urmă cu o lună și jumătate, circa 8-9 februarie, s-a desfășurat la Craiova, într-adevăr, în organizarea noastră cu colaborarea primăriei municipiului Craiova, Consiliului Județean Dolj, Asociației Api Soltenia. Văd că a fost și veselie mare. Craiova. Da, aici este vorba de partea de socializare și, și un pic tort, de relaxare. Foarte frumos, un tort cu albinuțe pe el. Ce conține tortul ăla? Că ne întrebam dacă face parte din subiect. Miere. Da? Și un spectacol ați avut? Și un spectacol cu prietenii noștri de aici, cu Bacio și trupa lui. Foarte frumos. Așa. Fost o pată de culoare. Stup, iată, stup, au putut cumpăra... Da, a fost tot prima ediție. Practic, inițiativa am luat-o odată cu cea de la Târgu Jiu. Am demarat, să zic așa, ambele acțiuni în același timp, însă la Craiova, datorită faptului că a fost posibilă organizarea în această locație, Pavilion expozițional gen Rome Expo, numai că este mai micuț, dar este nou, de curând dat în folosință. Ce zona a Craiovei? Este în zona Romanești, pe locul fostului târg al Craiovei, undeva foarte la ieșire frumos. La ieșire spre Calafat. Ne trebuie și nouă așa ceva. Da. E o locație deosebită, foarte frumoasă și cu tot ceea ce este nevoie unor astfel de activități. Și cum spuneam, atât de faptul că a fost în interior, ne-am permis atunci să facem mai repede acolo, pentru că nu exista niciun risc legat de vreme, da. Și atunci... Și văd că ați avut și public, ați avut și A fost un succes. Acum nu vrem să ne lăudăm, însă ideea generală asta a fost... În sprijinul ei vine faptul că au participat acolo 60 de expozanți, au fost câteva mii de vizitatori, de clienți, expozanții ca și la Târgu Jiu din toată țara și din toate domeniile, însemnând echipamente, utilaje, inventar apicol, însemnând produse apicole. Așa, și s-au realizat și vânzări, s-a socializat, precum ați văzut în imaginile anterioare. Într-un cuvânt, a fost o reușită pe care vrem să o reedităm aici, la Târgu Jiu. Stăm bine în momentul de față. La expozanți deja am depășit numărul celor de la Craiova. Asta avem în jur de 65 și încă se mai înscriu zilele acestea. Așteptăm să vedem și reacția locuitorilor, reacția apicultorilor din aici Gorj. Aici vedem ce ne așteaptă la standurile. Da. Iată câtă miere. Aceea neagră? E miere neagră? Miere de mană. Acestea este mai închisă la culoare. Aici la organizatori cu reprezentanții expozanților. Deci miere de mană, spuneți? Da, miere de mană e un sortiment pe care albinele, să zic așa, îl prelucrează din nectarul aflat pe scoarța copacilor, a frunzelor, de regulă în pădure. Ce avem acolo în dreapta? Păi, tot felul de... Acolo cred că sunt ceva jucării. Sub formă de cu albinuțe. Da, jucării aici cu albinuțe. Aici avem ceară sculptată. Ceară sub diverse forme, figurine din ceară. Foarte frumos. Da, deci au fost... Și ce putem face cu figurile din ceară? Sunt bibelouri sau le putem folosi, le putem arde, sunt probabil ca au fitil, din câte tip știu. Tip lumânare, da? Da, exact, tip lumânare. Sau le putem ține sau de bibelou, cum ar le veni. Le putem ține de frumusețe, da. Aici avem stupi. Iară stupi.
fiecare a venit cu ce are el de comercializat. Au fost și crescători de albine, bănuiesc. Au fost și apicultori, sigur. Au fost cu produse apicole, începând cu mierea, precum se vede, cu polen, cu propolis, cu ceară, am văzut adineauri. Deci cam cu toată gama de produse apicole. Foarte frumos. Și niște coșuri, ăla de jos de acolo e un coș de nuiele, cum era odată, stupii? Da, un coșniță, se folosește la... Erau cândva stupii, am văzut la muzeu. Da, se folosește îndeoseb la prinderea roiurilor și transportul roiurilor. Da? Dar se păi poține. Și nu spăr albinele printre... Păi nu, că probabil împletitura este destul de deasă, da? Ca să nu permită. Acum mai iese, intră înăuntru. Da. Important e să aibă și aerisire. Frumoasă organizare la Craiova, vă felicit. Mulțumim. E bine că și autoritățile locale au marșat la această activitate. Sper că nu v-au luat chirie, că da. Edita mai clădirea, v-ar fi costat o groază de bani. Fiind o acțiune în parteneria cu dâns și bineînțeles că am avut ceva facilități, mai ales că acel spațiu expozițional de acolo fusese dat în folosință și trebuia să se înceapă, să zic așa, folosirea lui. Ah, deci ați și inaugurat spațiul? Practic, noi am fost prima acțiune de acest gen în acel spațiu. Noi l-am inaugurat din punctul acesta de vedere. El a fost inaugurat undeva prin octombrie anul dar trecut. Dar ca activitate, dar încă nu prima. Apucaseră să realizeze ceva sinceră major să fiu, acolo. Când am văzut imaginile pe care le-ați trimis, zic, cred că a greșit pozele, domnul. Da. De unde spațiul ăsta în Craiova? Și uite că era real. Este o locație deosebită. Important e să fie și pusă la muncă, să zicem așa. Ceea ce ați și reușit. Și acum hai să vedem ce veți face la Târgu Jiu în avanpremieră, să spunem ce urmează să vadă telespectatorii noștri care se uită acum la dumneavoastră. Da. Timp de două zile, sâmbătă și duminică, sâmbătă asta și duminica asta, da. Are loc târgu și aș vrea să prezentați programul. Cam în fiecare zi ce activități vor fi, ce... socializări. Da, aș vrea înainte să prezint, să zic așa, și partenerii noștri de aici, de la Gorj, în organizare. În primul rând, primăria. Târgu Jiu. Mulțumiri deosebite domnului primar, Florin Cârciumaru, și echipei dânsului și restului de oameni și colaboratori din cadrul primăriei care stau în spatele acestei munci, că este destul de dificil, să zic așa, din punct de vedere organizatoric, un astfel de eveniment de așa amploare. Și noi am organizat, avem un ONG și am organizat spectacole în parteneriat, da. Și sunt foarte buni parteneri. De asemenea, Consiliului Județean, domnului președinte Călinoiu, domnului Ciprian Florescu, cu care colaborăm foarte bine, da. Mai avem pe cei de la ACA, Asociația Crescătorilor de Albine, partener. Domnul director Mitrescu, domnul președinte, iarăși domnul Cernitoiu, cu care colaborăm foarte bine și de asemenea am păstrat parteneri și pe cei de la API Soltenia, care ne-au sprijinit la Craiova, ei fiind o asociație din Craiova. Acestea fiind zise, câteva repere, momente importante ale programului ar fi faptul că undeva începutul zilei, primei zile de sâmbătă, ar fi la ora 6 dimineața. Cam matinal, însă la ora 6 deja o să fie prezenți acolo marea majoritate a expozanților. De fapt, acest lucru va fi posibil din după amiaza și seara zilei de vineri, mai ales pentru cei care vin din țară, mai de departe, și vrem să punem la dispoziție posibilitatea să-și amenajeze în liniște, să zic așa, vineri după amiază, vineri seara, sâmbătă dimineața de vreme, astfel încât în momentul în care o să înceapă, să zic așa, traficul în centrul orașului. Pentru că, dacă n-am spus, de la prefectură până spre centru, pe Calea Victoriei, da, practic, va fi expoziția. Piața prefecturii, însemnând de la Mausoleu spre centru, în jos, continuăm pe artera pietonală pe Calea Victoriei,
Toată zona aceea va fi ocupată de standuri, inclusiv în parcarea de la Consiliul Județean de acolo, da? Va fi folosită jumătate din ea înspre piața prefecturii cu expozanți care vor expune și vor vinde mărfuri din mașinile, dubițe, camionete proprii. Restul fiind folosită pentru autovehiculele celorlalți expozanți pentru a fi parcate. Va continua după aceea programul la ora 11, va fi deschiderea oficială, unde avem, să zic așa, promisiunea și sperăm să avem în mijlocul nostru pe domnul primar, pe domnul Călinoiu, să realizăm împreună deschiderea acestei prime ediții, să sperăm și nouă ultimei, că vor mai continua. Iarăși un moment important este la ora 12 până pe la vreo 14, așa vor fi o serie de sesiuni de comunicări și dezbateri pe teme apicole, tot ceea ce înseamnă domeniu. Unde și unde vor avea loc? Vor avea loc în sala Maură, în sala Maură a Palatul Administrativ, da. Pe teme apicole, pe teme de finanțare a apiculturii, pe teme de creștere, de tratamente, de boli, de vânători, deci tot ceea ce este zone melifere și așa mai departe. Pot participa probabil și cetățenii interesați, dar vor veni în special cei care practică. Chiar invităm pe apicultori, în primul rând, și pe cei care sunt interesați de acest domeniu, de a începe o afacere în domeniu sau... De ce nu? Eu evit totuși să folosesc terenul afacere, acum mi-a scăpat, pentru că v-am spus, e în primul rând o pasiune și ca orice afacere, dar mai ales aici, dacă nu ai un pic de pasiune și chemare, șansele să eșuezi sunt destul de mari în domeniul apicol. Da, pentru că e un domeniu înțepător. Nu-l poți trata așa, numai strict ca o afacere. Asta e părerea mea. Bun, după aceea, după amiaza, pe la vreo 17, e programat un mic spectacol de muzică ușoară, susținut de, să zic așa, artiști locali, din speță Baciu cu trupa lui, Elena Hazna, iarăși o mică vedetă de-a noastră locală, și da? Să sperăm... Mare națională. Locală, că provine de la noi, dar ea deja e cunoscută în toată țara și chiar în străinătate. Da, da, da. Așa. Și seara se va încheia undeva la un local, unde, de asemenea ca și la Craiova, reprezentanții expozanților, organizatori, invitați, vor socializa, să zicem așa, puțin... Pe ritmuri de muzică și la un pahar de vorbă. Da, e un lucru normal până la urmă. Când scriam proiecte pentru prima dată, ne miram de ce se alocă fonduri pentru masă, pentru cazare, pentru că la noi în România, în comunism, se știa doar atât. Cum adică? Nimic altceva decât muncă. Știți cum este? Dar străinii zic, păi stai un pic, dar tu nu mănânci în ziua aia. Nu, chiar am accentuat un pic partea de socializare și la Craiova și aici, pentru că este un moment în care oamenii într-adevăr pot să discute, pot să se cunoască mai bine. Nu neapărat ne strângem acolo sau nu, rolul principal este de a ne strânge și a mânca. Să vindem miere. Sau vindem miere sau numai să mâncăm. Deci e au toate complex, acțiunile acestea au rolul peste lor. Tot în da. Lume. Ziua de duminică iarăși va fi dedicată expoziției și vânzării de produse. În speță echipamente, cum spuneam, apicole, utilaje, produse apicole. Mai ales că puțin știu că pentru a face o miere bio ai nevoie de anumite materiale, anumite obiecte care trebuie folosite pentru a scoate mierea. Să vă spun sincer, din experiență proprie și din câte știu eu, mierea noastră românească, marea majoritate este bio sau ar trebui să fie considerată bio. Acum, cu condițiile impuse de legislație, exact. Și cu asta este altceva, dar strict legat de faptul că noi avem totuși încă mai este, să zic așa, natură virgină, încă mai sunt zone în care n-a pătruns poluarea atât de mult și
substanțele chimice și pesticide și așa mai departe, eu zic că mare parte a mierii noastre ar putea fi considerată lejer ca fi miere bio. Da, doar că trebuie foarte... Doar că ne îngrădim de niște acte, de niște documente, da, pe care trebuie să le avem multe ca să... Față de alte zone în lume unde, să zic așa, mult mai poluate, mult mai care declară miere vitregite bio. Și declară miere bio. Da. Să ne întoarcem la festival. Și duminică va continua după amiază, iarăși în jurul orilor 14, cu un spectacol folcloric, de data aceasta susținut de Doina Gorjului, cu sprijinul lor și al Consiliului Județean. Chiar frumos v-ați organizat. Ne-am gândit, cum spuneam într-o discuție anterioară, că la Craiova, fiind o locație de business, să zicem așa, se preta mai puțin unor spectacole, unor activități de genul acesta. Dar aici, la Târgu Jiu, fiind în zona centrală a orașului, fiind și vreme frumoasă, din câte știm noi, o să fie vreme foarte frumoasă, ne dorim ca oamenii să iasă din case, să vină, să și cumpere, bineînțeles, și atunci am zis să, exact, să punem la dispoziție și alte modalități de relaxare, să zicem așa, și petrecerea timpului pe care... Deci spectacolul va fi în aer liber. Totul va fi în aer liber, va fi o scenă acolo în Piața Prefecturii, undeva lângă librărie. Scena așezată astfel încât toți expozanții și vizitatorii să aibă acces să asculte. Și ne-am dorit prin aceste mici spectacole și să încurajăm oamenii să vină cât număr cât mai mare și pe parcursul celor două zile, ambelor zile, întregii zi, să zic așa, tocmai pentru a da posibilitatea și a expozanților să stea cât mai mult, să zic, acolo în zonă, astfel încât mai mulți vizitatori, mai mulți apicultori și locuitori să poată să ajungă. Nu sunteți nici în Târgu Jiu la primul eveniment organizat. Deci nu sunteți la început, nu debutați da. Pentru Gorj. Și aș vrea să vă întreb de ce ați început în alte județe sau ce arie de acoperire intenționat să aveți. Nu, de ceva timp, nu foarte, foarte lung, am demarat această activitate de organizare de evenimente. Începutul a fost, să zic așa, sau acțiunea cea mai importantă anul trecut, în luna octombrie, pare mi se, în toamnă, la începutul lunii octombrie, când am organizat o conferință cu domnul Dan Puric despre Omul Frumos la cinematograf la Sergiu Nicolescu acolo și care de asemenea s-a bucurat de succes. Am continuat această colaborare cu domnul Dan Puric după o lună și ceva la Timișoara, o altă conferință cu altă temă și sperăm și în viitor să mai continuăm această colaborare și în alte locații și localități. Acum, sincer, am plecat pe drumul acesta cu astfel de acțiuni, de activități, de evenimente, de târguri, de expoziții, fiind cel de la Craiova, fiind acesta aici acum la Târgu Jiu, mai avem în plan, mai ales la Craiova și la Târgu Jiu, dar și la Timișoara, fiind mai aproape de noi și locurile fiind mai cunoscute, dar nu exclude nici alte zone din țară, alte evenimente de acest gen. De exemplu, dacă mi-ați permite să amintesc că săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii viitoare, suntem în organizare cu un mic târg de nunți și botezuri, tot la Târgu Jiu. În care vom fi din nou parteneri. În care vom fi din nou parteneri, tot în prima ediție, tocmai că la fel ca la... Că tot n-aveam, nu aveam nici târg apicol, nici târg de nunți. Și exact ca la Târgu Apicol, fiind o necesitate datorită mulțirii crescătorilor de albine și a familiilor de albine și fiind nevoie de un astfel de eveniment, la fel ne-am gândit și la acest târg de nunți, mai ales că rămăsesem printre puținele orașe din țară unde nu se organiza și ținând cont de faptul că la noi e o adevărată
industrie, da, în domeniu, cu și foarte mulți, și cu foarte mulți actori, da, de toate, din toate domeniile, am zis să demarăm și o astfel de inițiativă, care la fel ca și Târgu Apicol să devină o tradiție, să-l putem organiza în fiecare an. Pentru că ați adus vorba despre acest târg de nunți, aș vrea să vă întreb, pentru că sigur telespectatorii vor să știe, ce vor putea vedea acolo, cine vor fi cei care fac aranjamente de săli, da, noi care sperăm deja, firmele care se ocupă de fotografiere, de albume, de care filmează localuri, da, magazine de mirese, Târgu se va ține de asemenea într-o locație acolo în zona centrală. Nu știu dacă putem să-i spunem, nu putem exact să-i spunem numele. E un local. Este un local unde se organizează astfel de evenimente. Mă rog, se poate afla din presă, vor din afla cei care vor dori, internet, nu facem, da, nu facem, exact. Cine e interesat poate să afle. Deja s-au postat și niște bannere în sensul acesta. Încercăm să promovăm cât mai bine, să mediatizăm evenimentul, atât pentru a participa cât mai multe expozanți, dar și pentru vizitatori, pentru clienți. Ce vor găsi? Vor găsi, sperăm noi, din perghete, fiecare domeniu, însemnând îmbrăcăminte, încălțăminte, rochii de mirese, costume, rochii tot ceea ce nașe, înseamnă accesorii, rochii, bineînțeles, de seară, de toate felurile. Așa. De asemenea, tot ce înseamnă bijuterii, în special verighete, tot ce înseamnă, acum sperăm, și localuri să fie prezente, restaurante unde se pot organiza astfel de evenimente. Mai avem iarăși invitații, firme de organizare de evenimente, de servicii, de aranjamente, florale, aranjamente, de săli, artificii, deci tot ce înseamnă această industrie, operatori, să zic așa. Video, operatori foto, video, film, exact, foto, video, formații de muzică. Și formații. Formații de muzică, iarăși am vor invitat. Vor cânta acolo în sordină sau ceva? Da, poate să oricine interesat, pe lângă prezentarea și demonstrațiile făcute la standul fiecăruia, le oferim posibilitatea să facă anumite demonstrații, să zic așa, practice și într-o sală mai micuță, să zic așa, din locația respectivă. Știți că omul când vrea să angajeze o trupă de artiști ca să-i facă program, să se poată juca, să se distreze omul, zice, vreau să te aud cum cânti. Da, da, oferim posibilitatea aceasta. Se pot retrage undeva să facă o mică demonstrație. Exact. Precum și la fel în cea de-a doua seară a târgului, intenționăm să facem la fel o mică acțiune de socializare și inclusiv atunci pot fi făcute tot felul de audiții și demonstrații și lucruri de acest gen. Deci pot veni la târg ca și vizitatorii, orice cetățean, pot, orice cetățean din Goș poate veni, Târgul sau de Apicol, din orice, da, județ. Da, mai mult decât atât, am decis să nu percepem niciun tarif de intrare la vizitatori, cu toate că la târgurile din țară se percepe și așa ceva, tocmai fiind la prima ediție și ca să încurajăm oamenii să vină. Deci e fără bani. Inclusiv pentru expozanți am încercat pe cât posibil strictul necesar să acoperim niște cheltuieli de mediatizare, de promovare și care mai sunt. Am încercat să mergem pe cu prețuri foarte mici. În sensul acesta, pentru a atrage cât mai mulți expozanți, cât mai mulți vizitatori, pentru că la fel ca la Târgu Apicol, că tot timpul facem legătura cu el, este foarte important, considerăm cum plecăm la prima ediție, de succesul sau insuccesul primei ediții, după aceea depinde următoare, evoluția viitoare. Semnele sunt încurajatoare, să zic așa. Cum a fost și la Craiova, a fost bine. Sperăm și la Târgu Jiu și cu Târgu Apicol și sperăm și cu acest târg de nunți. Da, e foarte bine. Vreau să vă întreb dacă la Craiova au fost cu taxă intrarea pentru public.
La Târgu Apicol? Nu, nu, nu. Tot nici fără acolo, taxă? Nu, fără taxă. Mm-hmm. Păi, acum ideea este să elimini pe cât posibil orice piedică, cât de mică, să zic așa, în calea întâlnirii cererii cu oferta, în calea întâlnirii expozanților cu vizitatorii, cu potențialii clienți. Bine, ați avut noroc și faptul pentru, de faptul că autoritățile au marșat la propunerea dumneavoastră și v-au oferit spații gratuite, pentru că altfel ar fi fost destul de scump și trebuia să vindeți niște bilete ca să vă acoperiți cheltuielile. Fără anumite facilități în sensul acesta, nu ne-am fi permis nici noi la rândul nostru să oferim facilități expozanților sau, mă rog, anumite tarife foarte, foarte reduse, zic eu, față de ceea ce este de regulă la astfel de evenimente, la astfel de târguri, ceea ce înseamnă participare. Și ne bucurăm și mulțumim încă o dată și celor de la Craiova și celor de la Târgu Jiu care ne ajută în organizare pentru înțelegere și pentru importanța care au acordat-o și o acordă acestor evenimente, probabil și datorită faptului că este vorba de apicultură și de albine. Nu știu dacă alt domeniu, să zic așa, s-ar fi bucurat de atâta atenție și grijă și sprijin, să zic așa. Este posibil, cunoscându-i deja pe oameni, să zic, dar faptul că a fost vorba despre apicultură, probabil că a avut un atu, a reprezentat un atu în această colaborare. Da, avem un prieten foarte bun, Albinel Firescu, șeful muzeului Curtișoara, care are foarte mulți tupi acasă, face parte din Asociația Apis de la Craiova, Oltenia, și îmi spunea la un moment dat că atunci când vor muri albinele, vor muri și oamenii, pentru că totul pleacă de la polenizare, iar noi ne aflăm acolo în vârful piramidei trofice, dar dacă nu există baza, nu mai există nici vârful. Da, într-adevăr, acest, să zicem așa, citat este preluat din, nu mi-amintesc acum exact. Și nu știu dacă eu am citat exact, dar așa, importantă și e informația. Ideea este că în momentul în care, așa reiese să zic, în momentul în care din anumite motive albinele ar dispare de pe suprafața pământului, Nu s-ar mai face polenizarea, n-ar mai fi plante, n-ar mai fi animale, n-ar mai fi oameni. Și undeva într-un interval, să zic așa, de 3-4 ani, ar dispărea cu totul viața de pe pământ. Ceea ce eu zic că este un mare adevăr. Un motiv de a respecta foarte adevăr. Mult albinele. Exact. Și respectul, dar nu este suficient respectul, este grija în primul rând și grija de a nu influența foarte mult viața lor, nici să avem o grijă excesivă, să zic așa, dar nici să nu ne intereseze soarta și viața lor, însemnând aici poluarea excesivă, însemnând tratamentele acestea cu pesticide, insecticide la culturi care pentru ele sunt fatale, pentru albine. Ele sunt capabile, să zic așa, până la un anumit nivel de a se descurca singure, cum s-au descurcat de atâtea mii de ani în scorburi, în păduri, singure fără ajutorul nostru, se vor descurca și de aici încolo, doar că trebuie să avem grijă să nu depășim acea limită de suportabilitate și să le ucidem fără să vrem, să zic așa, dar multe lucruri se întâmplă fără să vrem, da, multe corect. Lucruri negative. Eu am o curiozitate apropo de albine și de activitatea asta. Ele fac mierea aia nu pentru noi, o fac pentru ele. Adică, frate, eu îmi fac miere ca să am rezervă pentru a iarnă. Nu, exact practic. Ca în povestea cu greierile și... nu, aia e greierile și furnica. Dar și albina, ea pentru asta își face practic, mierea. Practic, mierea, polenul, reprezintă mâncarea albinelor.
Deci și ele nu se supără dacă le luăm? Această, da. Nu se supără, în schimb nu este indicat. Cum s-a făcut joncțiunea asta spun... între miere și între albină și om? Îți dau din mierea mea, dăm niște zahăr să am și eu ce mânca la iarnă. Nu, asta e o mare prostie. Tocmai aici discutam de problema cu afacerea în apicultură. Sunt, din păcate... E mare prostie dacă se ia toată mierea, asta vreți exact. Să spuneți. Sunt, din păcate, și apicultori, mai ales, eu știu, mai noi, mai tineri, mai, să zic așa, care au obținut niște fonduri și au plecat să facă afaceri în apicultură, auzind că e profitabilă și scot bani frumoși. Însă fac și greșeli, de asta vă spun. Albina are nevoie de hrană. Hrana este mierea și polenul. Eu sunt de acord. Tocmai de asta ținem și noi și creștem albine, ca să folosim din aceste produse. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le luăm cu totul, să le lăsăm zero miere, zero polen sau alte produse. Mulți fac greșeala de extrag aproape toată cantitatea de miere și atunci în toamnă, înainte de iernare, le aprovizionează ca lumea cu siropuri, cu tot felul de hrană, să zic așa, tot felul de alimente din acestea care nu sunt miere și nu sunt polen neapărat, poate au în compoziție, dar destul de puțin. Nu spun că nu sunt bune, nu sunt benefice, dar totuși nu înseamnă că nu se apropie calitativ de miere și de polen. Deci asta e hrana lor. Orice le-am dat noi altceva, nu le strică, nu este rău, dar influențează oarecum, spuneați noastră de sirop de zahăr. Influențează viața lor, sănătatea, acest zahăr, practic siropul care se face cu ajutorul lui, dăunează în sensul că albina se consumă foarte repede, deci moare mult mai repede, ciclul de viață este mult mai scurt dacă abuzăm de acest sirop de zahăr, pentru că ea depune un efort destul de mare ca să transforme acest zahăr. Se mai găsește și în comerț și siropuri și turtițe și se folosește. Și unele sunt chiar bune, dar totuși nu trebuie exagerat. Asta nu înseamnă că trebuie mers pe această cale, să reluăm la zero mierea și polenul și el se descurce numai cu astfel de alimente, cu astfel de hrană. Avem o întrebare, cât trăiește o albină în mod normal dacă nu îi mâncăm noi toată mierea? Nu, e legat de neapărat de consumul sau de faptul că extragem toată mierea, ciclul de viață la unei albine. E legat foarte mult de perioada din an în care ea trăiește, să zic așa. Primăvara, vara, o albină trăiește în medie o lună, o lună și jumătate maxim. Pentru că ea în perioada asta face sute de mii de kilometri, să zic așa. Este perioada culesurilor, se consumă, se epuizează fizic foarte repede și atunci, tocmai în acest motiv, matca depune foarte multe ouă, se nasc foarte multe albinuțe tinere, ca să înlocuiască pe cele care se epuizează sau mor chiar și de bătrânețe sau de anumite boli. Dar albinele care mor, unde le găsiți? Eu acum vreau să verific dacă într-adevăr sunt apicultori. Aceea, da. După aceea, e și o curiozitate pentru telespectatori. Ca să termin ideea cu albinuțele, toamna, deci cele care se nasc, să zicem așa, în partea a doua anului, înspre toamnă, au toate șansele să prindă viitoarea primăvară. Și de regulă așa se întâmplă, aici tot... Se mai sunt și excepții atunci când se fac anumite greșeli în iernarea albinelor, dar de regulă acestea trăiesc mai multe luni, chiar din toamnă până în primăvară, când iarăși matca începe să depună ouă și să iasă puie tânăr. Și tocmai de asta trăiesc mai mult, pentru că ele nu mai au cules, nu mai au muncă atât de mult, tot ce este acolo în stup, hibernează practic în acel cuib, în acel ghem și nu este atât de multă epuizare fizică. Și atunci trăiesc mai multe luni până asigură, să zic așa, nașterea noilor generații, apariția noilor generații.
cu siguranță cei care vor să înceapă să crească albine sau sunt doar curioși și vor veni la Târgul Apicol de la Târgu Jiu, care, repetăm, pentru telespectator va avea loc în perioada 22-23 martie, deci sâmbătă și duminică. Da. Dacă ei vor avea curiozitatea să afle, iată cum dumneavoastră ne spuneați despre secretele albinelor, pot găsi și cărți acolo, aveți expozanți Da. Din câte știm noi și din câte am văzut și la Craiova se vine și cu astfel de materiale. Acum sunt multe alte surse de informații. Bineînțeles, cărțile mai vechi, cărțile scrise de apicultori, de oameni de știință în domeniu, sunt foarte bune. Internetul este iarăși o sursă bună de informații, inclusiv forumurile apicole, discuțiile care se țin pe ele. Dar, bineînțeles, trebuie să fii în măsură să discerni un pic din... Care din informații toate aceste informații, regulă, da. Sfatul meu este mai ales pentru cei tineri care încearcă să intre în această branșă a apicultorilor, să apeleze și la aceste materiale informative, și la cărți, și la internet, și așa mai departe, tot ce poate oferi eu informații, dar să încerce, mai ales la început, începutul însemnând câțiva ani, așa, să stea pe lângă un apicultor, ideal mai în vârstă, mai cu experiență, să înceapă... Să facă o ucenicie. Să facă o ucenicie, să înceapă cu un număr mic, de 2-3 stupi maxim, și încet, încet să prindă și să deprindă tainele apiculturii, pentru că există și riscul, mai ales, să zicem, dacă au o anumită sumă de bani sau împrumută sau apelează la aceste fonduri, să cumpere foarte mult stup dintr-o dată, neavând experiență și cunoștințele necesare, să fie un eșec. Și, din păcate, eșecul cel mai mare s-ar vedea în moartea multor familii de albine dintr-o dată, pentru că, spuneam, ele au o mare putere de adaptare și de supraviețuire, dar nu trebuie să ne bazăm și să întindem, să zic așa, la extreme acest lucru, să abuzăm de ele, practic. Mai avem o ultimă întrebare. Există cursuri de apicultură? Se vor veni și profesori care pot să predea așa ceva? Sau știți că există? În cadrul târgurilor, la aceste sesiuni de comunicare și dezbatere, ne-am invitat îndeosebi reprezentanții a instituțiilor implicate în activitatea aceasta sau care au rol în activitate, însemnând cei de la APIA, cei de la APDRP pe partea de finanțare, cei de la Direcția Agricolă, cei de la DSV, cei de la ANARS. Direcția Sanitar Veterinară. Da, cei de la ANARS. Aceasta este o instituție care se ocupă tot așa în domeniul apicol, de exemplu, cu... cum să zicem, numerotarea stupilor și cu evidența lor, de la Camera de Consultanță Agricolă din cadrul Consiliului Județean. Deci, astfel de instituții care au cât de cât rol în activitatea de la ACA o să fie iarăși și care să prezinte astfel de informații noi la zi și care să răspundă eventualelor întrebări. Cursuri de apicultură, mai ales autorizate, se țin de către camerele de comerț, de către camerele agricole, de direcția agricolă, din câte știu. Nu știu, am impresia că și aici la noi în Gorj există. Știu că la Vâlcea, iarăși, se țin astfel de cursuri periodic. Iar târgul dumneavoastră pe care îl organizați o să adune toți specialiștii, toți producătorii la un loc și aveți ocazia să faceți și schimburi de idei, schimburi de informații, dar vom vedea mai departe la târg ce se întâmplă, pentru că emisiunea s-a terminat. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm pe noastră, așteptăm publicul, așteptăm locuitorii Târgu Jiului, Gorjului, să facem, să zic așa, un lucru bun împreună pentru noi, pentru oraș, pentru județ. Și pentru fiecare în parte, pentru fiecare câștigă. Pentru noi în mod deosebit. Și aș face un apel la toți: consumați produse apicole, consumați miere, consumați-le ca pe un aliment, în primul rând, nu ca pe un medicament. Nu numai când aveți nevoie, ci zilnic consumați aceste produse. Mulțumim pentru prezență, dragi telespectatori, la revedere!